Sunt alături de doamna Laura Popescu și Magia Bucuriei. Bună seara, bine ați venit! Ați venit cu bucuria! Bună seara, da, așa e, am venit cu bucurie. Cu ce ne bucurați în seara asta? Am ales în seara aceasta tema sănătate și frumusețe, pentru că de multe ori vorbim așa de mult de boli, de boli și nu mai ne ocupăm și de partea aceasta de frumusețe. Da, ce metode? Ce metode? Deci am zis că în primul rând sunt instructor și terapeut de Theta Healing și predau și alte tehnici care sunt atât de ușoare și tocmai de aceea mi-este drag să le predau și le am din toată experiența mea de terapeut și din toată experiența mea de training. Și ne învățați și pe noi în seara asta. Bineînțeles, bineînțeles. Asta e mai bine. Da. Aș vrea să revin la o informație pe care am spus-o în emisiunea trecută și cineva care a urmărit emisiunea foarte atent m-a întrebat. Pentru că am spus că în Theta Healing Diana Stibal, cea care a făcut tehnica, recomandă să măestrim cele patru virtuți. Și data trecută am spus despre manifestare și abundență și în principal despre virtutea generozitate, care ne ajută să măestrim foarte mult în viața noastră, să aducem tot ceea ce ne dorim. Însă nu am apucat să spun de celelalte trei și ea a fost foarte atentă și m-a întrebat, ok, bun, care sunt celelalte trei? Așa că în seara aceasta o să spun și despre celelalte trei virtuți și una dintre ele este curajul. Curajul de a trece la acțiune, de a face ceea ce ne dorim, înțelepciunea de a avea informația corectă, de a putea să filtrăm ceea ce vine către noi și compasiune, adică ori de câte ori facem ceva să fie spre binele nostru și spre binele celorlalți, pentru că doar așa putem să facem ceea ce ne-am propus. Și în partea aceasta e sănătate și frumusețe, vă spuneam data trecută că am început să fac lunar o săptămână de evenimente, care chiar așa se și numește, săptămâna de sănătate și frumusețe, cu workshop-uri foarte accesibile și cu teme care pot să le aplice oamenii imediat în viețile lor. Păi da, văd aici una, cum poți deveni propriul terapeut? Da. În fiecare dintre workshop-uri, de fiecare dată predau tehnici simple de pus în practică și pot să aplice de la armonizarea chakrelor. De exemplu, toată lumea a aflat de chakre. Ok. Acum echilibrăm chakra gâtului. Așa. Să ne luați așa, una câte una și să ne explicați ce putem face. Deci, partea aceasta de echilibrarea chakrelor. Ține de cum lăsăm noi energia să circule în interiorul nostru și avem nevoie să cunoaștem mai întâi cum circulă energia în interiorul nostru, ce se întâmplă atunci când te blochezi, ce manifestări sunt și ce poți face simplu, ușor și eficient. Și în acest workshop de echilibrare a chakrelor, fiecare participant învață să aplice metode simple, eficiente. De exemplu, putem pur și simplu prin observarea stării noastre de spirit și prin a observa cum ne simțim la un moment dat, să deblocăm imediat o anumită energie care este blocată în interiorul nostru. Și unii oameni aici mă întreabă, da, de unde știu eu că sunt blocat și poate trebuie să-mi spună altcineva. Și putem foarte simplu să stăm într-o stare de observare și să ne observăm gândurile care ne vin în mintea noastră. Dacă ne vin la un moment dat o grămadă de gânduri de nemulțumire, o grămadă de gânduri de supărare, de aoleu, eu nu pot, ce mă fac? Pur și simplu observarea lor ne face să începem să ne gândim și la soluții. Și atunci, dintr-o dată, doar intenția de a ne echilibra energia, de a ne echilibra chakrele, duce la rearanjarea acestora și reechilibrarea întregului organism. Iar apoi, în fiecare workshop am adăugat și uleiurile terapeutice și vă spuneam și data trecută că folosesc uleiuri terapeutice pure, sigure, naturale. E vorba de uleiuri care sunt certificate și pot fi folosite și intern. Și în workshop-ul acesta de emoționale, de echilibrarea chakrelor, avem o gamă de uleiuri emoționale. Să deconspir acum că stau cu uleiurile pe masă, înainte de emisiune și câteva picături de mentă. Câteva picături de mentă în apă și uleiul de Wild Orange, care este preferatul meu. E un fel de Jolly Joker, cum îi spun eu, pentru că este foarte ușor de pus în apă, de pus în aroma difuzor cu ultrasunete și atunci, dintr-o dată, îți dă exact ce ai nevoie. Dacă ai nevoie de... Încă o dată, ele trebuie să fie naturale. Da. Deci aibă... în niciun caz să nu pună altceva în apă care nu este natural. Deci, vă spuneam, firma pe care o folosesc eu este cu uleiuri naturale și mă pot întreba, adică nu-i problemă. Toată lumea nu sunt prea ieftinuțe uleiurile naturale.
Așa este, pentru că, într-adevăr, ca să obții, de exemplu, acest ulei de 5 ml, necesită cam 55 de portocale. Și atunci, da, deci, nu este chiar așa de... ulei de... care costă 5 lei, clar, nu luați că... Da, 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 că are ceva chimicale în ea, adică chiar trebuie să vă puneți semn de întrebare. Dacă păi luați doar să miroasă frumos așa și nici dați așa. Cine știe cum nici la curățenie... Inhalați... Da, nici așa, că este intrat. Într-adevăr, mult compus chimic acolo și efectele pot să fie de nedorit. Da, în partea de sănătate și frumusețe, deci ori de câte ori ne ocupăm de echilibrarea noastră, începem să avem frumusețe la exterior. Pentru că urățenia nu este așa, pur și simplu, unul este urât și unul este frumos, pentru că și cea mai ștearsă persoană poate să devină foarte luminoasă și foarte frumoasă în momentul în care se îngrijește. Și celelalte workshop-uri merg și pe partea aceasta de îngrijire, de îngrijire la nivelul feței. Și noi la nivelul feței, nu multă lume știe că avem zone reflexe, care sunt în corespondență cu toate organele interne. Și în felul acesta, ori de câte ori facem, de exemplu, workshop-ul de marți este cu ventuze. Și multă lume știe de ventuze doar de la bunica, că le punea pe spate, și cu flacără. Cele pe care le folosim la workshop sunt cu vacuum și sunt dintr-un silicon alimentar, la fel sunt foarte pure, sunt foarte benefice de folosit. Unde da? Pui ventuzele? Ventuzele se pun pe față, da, n-am venit cu ele, trebuia să vin cu ele ca să vi le arăt. Și, data viitoare vii și ni le arăți. Da, data ne viitoare vin, cum... Da, 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 bună idee, chiar. Așa, în felul acesta deja stimulăm oamenii să fie mai curioși. Și se face mișcare de vacuum, adică toată lumea știe că dăm cu aspiratorul și facem curățenie, exact. Așa facem și în celule. Și sunt mai multe mișcări care ajută celulele să se purifice în interior și în felul acesta obținem frumusețe din interior, se vede la exterior. Apoi cel de miercuri este un workshop cu guașa. Guașa înseamnă alunecare, frecare și este mișcarea aceea care curăță organismul, care aduce la suprafață toxinele. Organismul nostru acumulează toxine în interior nu ca să ne facă nouă rău, pentru că în momentul în care se manifestă o boală, organismul a acumulat prea multe toxine. Dar le-a acumulat pentru că noi nu ne-am mai ocupat de el, pentru că n-am mai știut să-l ajutăm, să le scoată, să le purifice. Și atunci, în momentul în care îi dăm diverse metode naturale să scoată, să purifice toxinele, el nu mai ajunge la stadiul de boală. Și de aceea o să se vadă și sănătate și frumusețe. De exemplu, înainte să vin la emisiune, mi-am pus miere pe față și mi-am făcut masajul cu miere, care la fel este unul dintre masajele pe care le predau în Săptămâna de Sănătate și Frumusețe. Și una dintre cursantele mele chiar mă întreba, zice, dar tu când te duci la 6TV, așa e o echipă, acolo machiază, aranjează și toate cele. Și i-am spus că un simplu ruj este de ajuns atunci când sănătatea se vede din interior și radiază tenul de sănătate. Să știi că, apropo de echipă de machiaj, am avut la un dat o echipă profesionistă de machiaj, dar marea majoritate a celor care vin refuză să fie machiați. Adică cu greu, cu greu mai folosim astăzi câte o pudră celor care au, să zic, bărbaților cu chelie, pentru că din cauza reflectoarelor le lucește... Da, și sănătatea este cea mai bună carte de vizită și cel mai bun machiaj. Da, da, da. Pentru că, într-adevăr, îmi spun și mă bucur, pentru că uneori... Eu mă bucur când vin sceptici. Ia să văd ce pot să fac în seara asta, mai ales că ține 2 ore și jumătate, petrecem așa o seară cu oameni drăguți, oameni sociabili, care vor să învețe lucruri benefice și după aceea sunt uimiți și spun, wow, adică chiar așa, cu metode simple, eficiente și acum le combinăm și cu uleiurile esențiale, poți să ai acasă o terapie, pentru că de multe ori mă întreabă, bun, și cine să vină? Să vină cei care fac mai departe altor persoane? Nu neapărat. Deci pot să vină persoane care fac pentru ele însele și pot să le introduc în rutina zilnică și asta mă bucură cel mai mult când uneori îmi dau mesaj, mi-am făcut masajul cu ventuze, mi-am făcut masajul cu guașă, mi-am făcut masajul cu miere, mi-am făcut echilibrarea chakrelor. Și după aceea pleacă la drum. Adică altfel este toată ziua și cu siguranță când pleci pe stradă și ești radios, ești frumos, ești luminos cu totul din interior, îți schimb nu numai ție ziua, schimb și ziua tuturor celorlalte persoane care sunt în jurul tău. Și asta este foarte benefic.
Și vă mai spuneam că mai este un workshop foarte benefic pentru a învăța o tehnică a mâinii de energizare, de echilibrare. Acela este vinerea. Și am mai pus un workshop foarte frumos în care am combinat două tehnici. O tehnică se numește aromatage, de aplicat uleiurile esențiale pe coloana vertebrală, care este zona reflexă cu întreg organismul și în felul acesta, la fel, ajutăm organismul să declanșeze autovindecarea din interior și pe tălpile picioarelor, și combinat cu a pune comprese, astfel încât uleiurile esențiale pure să intre cât mai în profunzime. Hai să exemplificăm un pic ceea ce putem. Da, că nu putem face totul. Într-adevăr, și mă bucur foarte mult de câte ori vorbesc cu cineva și rămâne cu ceva și apoi îmi scrie, zice, uite, știi că am făcut chestia aia. Am încercat și a funcționat. Atât de simplă, da. Mai ales acum că a venit frigul, deci putem să facem o purificare cu baie cu sare la picioare. Apă caldă, cât suportă fiecare, este bine să fie cât mai călduță, și punem sare. Dacă folosim și ulei esențial, punem ulei esențial în cristalele de sare, înainte de a le pune în ligheanul, în cădița cu apă, că putem să facem și pentru tot corpul. Și după aceea stăm acolo un minim de 10 minute, un maxim de 20 de minute. Sarea ajută organismul pentru că noi avem limfa. Limfa este ușor sărată, fiindcă avem și noi săruri în interiorul organismului. Ajută limfa noastră să scoată mult mai ușor toxinele din interiorul organismului. Și mai ales le recomand persoanelor care lucrează cu mulți oameni, care lucrează într-un mediu în care sunt nevoiți să facă multă interacțiune cu diferite persoane. Să-și facă ca un ritual de baie cu sare la picioare când ajung acasă. Pentru că ne purifică și energetic, nu doar fizic, curățând limfa noastră. Mai putem să facem inhalații, pentru că acum vine sezonul rece și putem să punem într-un vas apă caldă și la fel să punem un ulei esențial acolo, o picăturică, și să punem un prosop deasupra capului și inhalăm. Deci fac foarte bine vaporii, purifică, dezinfectează și în același timp ajută întreg organismul. Putem să punem în aromadifuzor, vă ziceam de aromadifuzorul cu ultrasunete, care este de la produsele pe care eu le folosesc. Ce și... uleiuri să folosesc acum pentru alergie? Pentru alergie, da. Pentru alergie sunt trei uleiuri care îmbinate împreună, da, așa, sunt lavandă, lavanda așa, care aduce liniște, care calmează iritațiile și nu doar iritațiile fizice la exterior și în interior. Este un foarte bun calmant și înainte de a merge la culcare. Eu mi-l pun în aromadifuzor seara înainte sau de a merge la culcare. Sau câteva picături pe colțul pernei că nu pătează. Așa, sau pe colțul pernei că nu pătează acestea pure, sau pus în palme și este ca un mic ritual. După ce îl pui în palme, inhalezi de 4-5 ori și după aceea dai așa puțin la baza gâtului, un pic pe spate la coloană, pe piept, pentru că influențăm și chakra inimii, și putem să dăm și pe tălpile picioarelor. Și în felul acesta este un ritual așa de seară foarte benefic. Eu întotdeauna îmi iau câteva uleiuri pe lângă mine. A doua. Și, da. Al doilea este lămâia, pentru că lămâia ajută să drenăm foarte bine și să scoatem din sistemul limfatic toxinele. Să alcalinizăm, să purificăm în interior. Un ulei de 15 ml de lămâie, v-am zis, este din 965 de lămâi. Așa că avem concentrată acolo lămâia. Încât 965 de lămâi? Din 165. 165, da. Ceva. Sau, și mai este al treilea, uleiul de peppermint, de mentă. Și, de exemplu, o picătură de mentă într-un pahar cu apă echivalează cu 40 de ceaiuri. Și cine poate să bea 40 de ceaiuri de mentă? Este foarte bine că poți să ai foarte rapid. Și ele pot fi și combinate. Se fac unele roloane în care poți să pui într-o bază de ulei de cocos fracționat, încât baza ajută, fiindcă noi avem pielea ușor uleioasă. Dacă n-am avea o uleioasă, dacă n-am face propriul nostru sebum, atunci ne-am crăpat, pentru că am devenit ca niște mici reptile. Și când punem în ulei fracționat de cocos, de fapt pielea noastră reușește să ia și să ducă mult mai în profunzime și să beneficiem exact acolo unde avem nevoie, în interiorul celulelor. Și puse pe zonele reflexogene, așa cum spuneam, pe față sunt zone reflexogene care au corespondent toate organele interne. Pe tălpile picioarelor, și lumea știe foarte bine de reflexoterapie, și pe coloana vertebrală. Deci sunt zonele principale pe care le predau și învăț. Deci e foarte important să masăm de fiecare dată și tălpile picioarelor. Nu neapărat masate, pentru că datorită uleiurilor
oleiurilor esențiale, ele își fac treaba și singurele. Dacă cineva și știe un masaj bine, dacă nu, ele își fac treaba și singure. Da, și asta este foarte bine. Păi masezi oricum dându-le cu da, ulei. Da, dar poate să fie doar o atingere, pentru că, de exemplu, mai învăț mămicile. Am mămici care vin la mine și câteodată mă întreabă rapid ce să fac la copil, că nu mai știu ce să fac. Și copilul între timp a și adormit, a și intrat în pat și atunci se duce și cu rolonul îi dă pe tălpi când copilul chiar doarme și nu trebuie masat și nu trebuie deranjat cineva. Sau poate să ajungă să fie ca o terapie în familie și atunci... Vorbeai un pic de un exercițiu... Cu palmele. Da, în exercițiu cu palmele, când facem atunci la tehnica mâinii, facem mai ales la mâna stângă, bineînțeles că putem să facem la amândouă mâinile, dar mâna stângă este cea care este corespondent cu inima și inima noastră este centrul nostru de energie, de acolo ne încărcăm noi. Și atunci când facem la mânuță, facem câteva mișcări pe partea aceasta superioară și apoi întoarcem mânuța și cu delicatețe îi frământăm podul palmei, apoi luăm fiecare degețel și îl punctăm până când ajungem în vârful lui și la fiecare vârf de degețel punctăm. Și apoi tragem și printre degețele. Par câteva mișcări simple, dar să știți că sunt foarte eficiente. Dacă se poate să ridici mâna ca să se vadă acasă. Da, da, așa. Da. Deci facem câteva mișcări așa, deasupra, pe partea aceasta. Așa ca un evantai, ca un fluturaș. Apoi venim pe partea aceasta și ne focusăm pe partea mai cărnoasă. Și masăm așa partea mai cărnoasă. Nu știu cum să se vadă. Așa, ok. Așa, apoi pe partea aceasta care este mai cărnoasă, pe partea aceasta de la degețele, apoi luăm fiecare degețel și îl punctăm așa, ușor. Și apoi când ajungem în vârful lui facem o presiune și la fel cu fiecare degețel în parte. Așa. Camera doar pe mână. Deci poți să le mai arăți o dată, te rog frumos. Ok. Da? Este recomandat să-l facă o altă persoană. Deci este mult mai relaxant când îl face o altă persoană. Dar când ne facem singuri, deci putem să facem așa câteva mișcări. Ce facem cu acest masaj? Ce reușim să... Reușim să deblocăm, la fel și mâna are și ea zone reflexogene. Rămâneți cu camera ca să poată explica așa. Așa. Deci, cam așa. Okay. Uh-huh. Deci mâna are și ea zone reflexogene. Deci, și în zona asta mai cărnoasă. Da, da. Așa. Dar de fapt cuprindem toate zonele cărnoase. Uh-huh. Ok. Așa. Ok. Și apoi luăm fiecare degețel și facem cu mâna... Așa, facem cu mâna presiune. Uh-huh. Ok, până ajungem în vârful degetului și în vârful degetului apăsăm puțin. Așa. Ok, și în vârful degetului apăsăm puțin. Și apăsăm puțin. Mai spun îndată ce fac cu această metodă. Deci cu această metodă echilibrăm, fiindcă este mâna stângă în primul rând, echilibrăm energia inimii. Și apoi un moment de atenție pe mâinile noastre sunt cele care ne sprijină tot timpul. Deci fără mâini nu ne putem descurca toată ziua. Este și un moment de recunoștință în care vii și mulțumești proprii tale mânuțe că te ajută să scrii, să tastezi, să apuci diverse lucruri, să-ți gătești, poate să-ți faci o salată sau ce ai nevoie. Uite, te întreabă cineva dacă să fac acest masaj când se simte epuizată sau... Probabil că e foarte bun. Cu siguranță este foarte bun și Doamne ajută să nu ajungă epuizată, adică să-l facă înainte de a ajunge epuizată. Da, și în felul acesta, deci poate să evite epuizarea, pentru că nu vrem să ajungem la epuizare. Deci micile lucruri pe care le predau și care pot fi introduse în rutina de zi cu zi, inclusiv, de exemplu, pentru cine nu poate să vină la evenimente, când toată lumea poate să vină la evenimente, pun diverse materiale pe YouTube, acum am o mantra banilor, care doar să o ceară, să zic că vreau magie și bucurie în viața mea și le dau mantra banilor. Sunt afirmații pozitive și nu doar afirmații pozitive. Când am
înregistrat-o, am înregistrat-o cu toată iubirea, cu toată dragostea, cu toată dăruirea și mă întreabă lumea cum fac să meargă din ce în ce mai bine. Aplic principii care sunt atât practice cât și spirituale, dar și ascult ceea ce le dau celorlalți să asculte. Și mantra banilor chiar funcționează. Adică chiar dacă sunt lucruri simple, de bun simț, mintea noastră nu este obișnuită, fiindcă persoanele care ajung să aibă abundență financiară, să aibă tot ceea ce își doresc, au anumite practici. Au anumite practici care le fac zi de zi. Serios? Da, da. Așa este. Deci, fără, de exemplu, vorbeam de virtutea curaj. Ne spune doamna și nouă mantra banilor, nu da, știu. Da, da, cum da, cum să nu. Deci, mantra banilor este, durează cam 12-15 minute, doar să intre pe magiabucuriei.ro și să spună vreau magie și bucurie în viața mea și le trimit mantra banilor, da. Perfect. Deci, intrați da, pe magie, bucurie. Este important să ceară, că da, de multe ori un blocaj în a avea abundență este să ceri. Și mie mi-este foarte drag persoanele care vin la mine, în primul rând le învăț să fie propriilor terapeuți, pentru că este foarte important să nu devii dependent. Orice terapie, oricât de bună ar fi, mai ales tehnica Theta Healing, care eu aplic cu atâta drag și iubire în viața mea, mi este foarte drag să o predau mai departe, tocmai ca oamenii să devină propriilor terapeuți. Și în felul acesta, în momentul în care ai ceva la îndemână, care te ajută pe tine și ajută și pe celălalt, este foarte benefic să aplici pentru tine și să dai mai departe. Și curaj înseamnă, că vorbeam de virtutea curajului, să te apuci și să practici. Poate prima dată zici, mă, dar ce mare lucru, ating așa mâna și oare mă fac bine? Lasă deoparte gândurile alea, oare mă fac bine, nu mă fac bine. Dacă e ceva ce pot să fac, hai să fac, hai să trec la treabă. Și mie mi-este foarte drag persoanele care vin la mine, câteodată vin doar pentru o ședință sau pentru o anumită problemă, să le încurajez să vină și să învețe să facă practica în Theta și celelalte ca o practică care să devină obicei. Pentru că oricum, la felul tău de a fi, rămâi prietenă cu toți. Da, așa este, așa este. Dar chiar vorbeam acum de curând, am o persoană foarte dragă care a venit în viața mea, mi-a venit pe 2 ianuarie și ea a venit, trebuie să facem ședințe, trebuie să reparăm multe. Eu am ascultat-o pentru că în primul rând trebuie să asculți cu multă iubire și ai nevoie să vezi omul respectiv ce vrea. Și foarte mult vrea să-i ajute pe ceilalți. La un moment dat, după câteva ședințe, i-am zis, eu refuz să mai fac ședințe cu tine și am să te rog să vii la curs încât ceea ce fac cu tine să înveți să faci și pentru celelalte persoane. Și acum mi-a zis de curând că este foarte bucuroasă, nici nu-și dă seama când anul acesta a făcut deja 6 cursuri cu certificare, printre picături și alte workshop-uri și chiar și alte persoane au întrebat-o. Când ai făcut toate astea și când le-ai învățat? Și chiar le aplică din ce în ce mai bine în viața ei de zi cu zi. Și e bine când poți să fii propriul tău terapeut, pentru că doar așa poți să-i ajut și pe ceilalți. Dacă te epuizezi, te duci, vreau să te ajut, hai să te ajut și cu una și cu cealaltă, dar tu nu ești în regulă, tu nu ești bine, atunci cu ce poți ajuta pe ceilalți? Vă întreabă da, oamenii acolo. Da, le răspund. Da? O să continuăm, bineînțeles, după pauza de publicitate. Publicitate și revenim. Am revenit. Continuăm. Ce este benefic să facem la sfârșit de an? Da. Învață-ne. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. La sfârșit de an, ca și anul trecut, fac iar un workshop minunat. Se numește Creează un 2020 magic, de data asta, fiindcă urmează anul 2020. Și facem multe lucruri benefice de revizuire, în primul rând, a anului care a trecut. Pentru că în momentul în care dorești să faci ceva mai bun, trebuie să vezi de unde pornești. Cu o conștientizare a ceea ce ai deja în viața ta și cu multă recunoștință, poți merge mai departe să creezi lucruri minunate. În primul rând, în Creează un 2020 magic, o să facem exercițiu de a vedea ce rezultate am avut în anul acesta, în 2019, ce acțiune am făcut și ce stări interioare am avut. Și în momentul în care facem o retrospectivă a anului, vedem cum a fost cu noi, cu plus, cu minus, este bine să vedem, nu îl judecăm, pur și simplu îl observăm. Simpla observare deja schimbă și aduce beneficii enorme. Și apoi când ne setăm un nou an, avem nevoie să vedem, ok, ce rezultate ne dorim. Dar puteți să folosiți acest exercițiu, de exemplu, dacă tot dăm tips and tricks în seara aceasta, și să-l folosim în viața de zi cu zi și pe termene mai scurte. De exemplu, dacă dorim să ajungem la un rezultat, să zicem,
zicem că vrea cineva, dau un exemplu unei cursante de curând, care îmi spunea că vrea mai mulți bani. Eu mai glumesc cu ei și iau 50 de bani și îi dau 50 de bani și spun, ok, uite, acum ai mai mulți bani. Ce zici, ești mulțumită? Și spune, nu, bineînțeles, vreau mai mulți bani. Universul funcționează cu date exacte. Ai nevoie să-i spui cât mai exact ce-ți dorești. Și atunci am ajuns, ok, a zis că vrea să aibă peste 3.000 de ron lunar. Și am spus, ok, acesta este un rezultat. Și atunci, ce faci dacă vrei să ai acest rezultat? Bineînțeles că, ea fiind o fată harnică, a început să spună, păi, muncesc, mă bucur că pot să muncesc, fac fapte bune, plătesc și eu la rândul meu la timp celorlalte persoane și în felul acesta o să am și eu mai mulți bani. Bine, bine, ne bucurăm de toate practicile spirituale și logice. Însă, în același timp, ce faci? Îți împarți timpul tău și te gândești, bun, dacă vreau să ajung la suma de 3.000 de ron lunar, cât este o oră cu mine? Ce fel de servicii fac? Ce fel de lucruri care sunt benefice pentru ceilalți pot fi plătite? Pentru că doar în felul acesta poți să obții abundență financiară, în momentul în care ai ajuns pe ceilalți și în momentul în care ai tu claritate. Și atunci a fost uimită pentru că și-a dat seama că nu știa nici sigur ce spune despre ea, nu prea spunea că este terapeut, fiindcă deja a făcut mai multe tehnici și are capacitatea aceasta de a face terapiile. Bineînțeles că fiecare alege dacă le face pentru el sau dacă le dă mai departe și pentru ceilalți și a zis că o să fie într-o stare bucuroasă. Deci, cum o să fie starea? A fi, a face și a avea. Și spre surprinderea noastră, a doua zi când am continuat cursul, am întrebat-o, bun, ce ți s-a întâmplat bun astăzi? Și a zis că s-a dus la cineva, a ajutat cu ce știa să facă și ea avea un anumit cost pe care l-a cerut. A făcut cu bucurie ceea ce a făcut și s-a gândit că, ok, aș putea ajuta cu banii pe care iau o anumită persoană și aș mai putea să ajut și altă persoană și ce bine că o să fac bine și pentru mine și pentru celelalte persoane. Și spre surprinderea ei, fiindcă persoana pentru care a făcut serviciu a fost mulțumită, i-a zis, uite, eu vreau să-ți dau mai mult și i-a dat aproape dublu. Și a fost foarte bucuroasă pentru că în felul acesta, în momentul în care deja făcea serviciu pe care s-a dus să-l facă, avea gânduri bune și se gândea, ok, cum poate să fie bine aici pentru persoana respectivă, cum poate să fie bine și pentru mine și pentru persoanele care o să beneficieze de ceea ce o să încasez eu. Și a fost wow, adică e o bucurie foarte mare. Și în momentul în care noi rezolvăm în felul acesta, plecăm cu rezultatul în minte. Bineînțeles că prima dată ne gândim, bun, nu am asta, nu am sănătate, nu am bani, nu am încă călătoria pe care mi-am dorit-o. Dar dacă te întorci înapoi și faci mici pași de acțiune, bun, dar cum aș putea avea, cine ar putea să-mi aducă în viața mea această sumă de bani, ce aș putea oferi în schimbul acestei sume de bani și în ce stare aș fi eu. Și atunci conștientizezi și îți aduci în starea prezentă lucrurile de care ai nevoie ca să ajungi la rezultatul dorit. Este atât de ușor și este atât de simplu încât de multe ori chiar uităm să facem asta. Plecăm doar cu gândul că ok, ce fac, de unde să ajung la rezultat. Dacă sunt oameni care spun la mine totuși câte m-ai învățat, nu funcționează. Da, așa este. De când, câteodată vin unele persoane și spun eu nu am obținut rezultate. Totul ține de perseverență, pentru că în viața mea am învățat că perseverența îți aduce tot ceea ce îți dorești. Și stai un pic la un moment dat, îți iei un moment de reculegere și te gândești, bun, ce am făcut eu astăzi și la ce rezultat am ajuns? Dacă astăzi am ceea ce am pe masă, dacă am în portofel ceea ce am, ce am făcut? Și atunci îți dai seama că ceea ce ai făcut ți-a adus rezultatele dorite sau nedorite. Și fie te oprești și nu mai faci anumite lucruri care ți-au adus rezultatele pe care nu le mai doreai și poți alege să perseverezi. Adică dacă, de exemplu, vezi la cineva că are o anumită situație financiară, că are o anumită stare de sănătate, încep să studieze acele obiceiuri sănătoase. Pentru că pe mine mă întreabă oamenii, cum de stai așa de optimistă? Nu sunt așa optimistă tot timpul.
fac tot posibilul și aplic toate tehnicile pe care le predau mai departe pentru mine, în primul rând. De exemplu, dimineață mă simțeam copleșită de câte lucruri am de făcut în ziua aceasta și bineînțeles că mi-au mai rămas încă de făcut, dar am început să le iau pas cu pas, să cer ajutor, să văd pe care le pot face și la un moment dat, pur și simplu, m-am oprit pentru că a trebuit să-mi dau un moment de liniște și să le așez. Te întreabă cineva dacă faci o terapie și prin zâmbet, pentru că ai o față, zâmbești într-una. Da, cu siguranță, cred că zâmbetul este o terapie foarte benefică și da, cred că fiecare dintre noi poate să facă terapie pentru el însuși și pentru ceilalți prin zâmbet. Pentru că vrem, nu vrem, ne influențăm unul pe celălalt. Și când ajungem seara acasă, dacă doar pur și simplu am trecut prin mijloace de transport, am trecut pe lângă ceilalți și n-am vorbit nimic toată ziua și ceilalți au zâmbit, ajungem acasă cu toate acele imagini zâmbitoare. Și altfel adormim, adormim într-o stare de bucurie, de bine. Și atunci să începem cu noi înșine să zâmbim, pentru că noi creăm lumea în care trăim. Cum aleg terapia și terapeutul de care am nevoie? Da, asta iar mă bucură ca și întrebare, pentru că mie mi-este foarte drag să promovez persoanele care vin la mine și le văd că au anumite abilități pe terapiile pe care le predau. De exemplu, pe teta, pe masaje și pe ce altceva mai învăț eu, cu echilibrarea chakrelor și celelalte terapii. Și, în primul rând, ai nevoie să rezonezi cu terapeutul, adică să te uiți la el puțin și să zici, mă, ok, aș putea să stau mai mult de câteva minute cu persoana respectivă. Și să pui o întrebare. Cum m-ai putea ajuta în legătură cu problema mea? În primul rând, înainte de a te duce la terapeut, stai o clipă tu cu tine și descrie problema și spune, ok, ce nu îmi convine în viața mea și ce altceva aș dori? Pentru că deja este o terapie înainte să ajungi la terapeut. Dacă te duci la terapeut și aștepți ca el să-ți ia toate problemele, el să te ușureze și tu să nu faci nimic doar fiindcă, să zicem, că ai plătit terapia, ai plătit cursul, atunci nu ai cum. Pentru că ai nevoie să ajungi în această stare de responsabilitate în care terapeutul să te susțină, să poată să fie alături de tine. Uneori este nevoie să îți răspundă la întrebări și uneori pur și simplu este nevoie să te asculte fără să te judece și dincolo de ceea ce spui să audă lucrurile care se repetă în mintea ta, care se repetă ca și tipar și atunci să spună o întrebare sau să-ți dea o mică sugestie încât să faci modificări în viața ta. Dar tot tu ești cel care este responsabil de modificările pe care le faci în viața ta. Mie mi-este foarte drag de persoanele care vin la mine și își doresc să ajute pe alte persoane. Chiar de curând mă uitam la una dintre persoanele care a venit anul acesta în viața mea. Are acum site și are acum și pagină de Facebook și a venit la mine cu frici și cu panici. Și a zis, eu nu știu cum să scap de ele și cred că viața mea și a celor din jurul meu ar fi mai ușoară dacă n-aș mai fi tot timpul cuprinsă de aoleu ce se întâmplă și aoleu cum... De vreme răspundeam unui domn care suferă de ipohondrie. A pus o întrebare și la invitatul anterior. Să-i spunem și lui ceva. Da, da, da. Și doamna aceasta de care vă spuneam, deci am lucrat cu propriile ei frici. Și ce se întâmplă? Deci cea mai simplă formă de terapie este să duci mintea la extrem. Adică stai un pic într-un moment de liniște, pui problema pe hârtie, spui asta e problema mea, măcar ai definit-o, ai scos monstrul la suprafață, odată ce ai pus-o acolo și te uiți la ea, nu mai este așa de fioroasă și spui ok, și ce s-ar întâmpla dacă lucrul ăsta chiar se întâmplă? Că ipohondria ce înseamnă? Înseamnă să duc la maxim un simptom, o durere, o chestie care mi se întâmplă, ceva, poate un diagnostic. Și ai nevoie sau să... poate n-am nimic. Da, sau poate n-am nimic. Dar poate să zicem că dacă domnul e așa, poate s-a dus și a dat și cineva diagnostic. De regulă, ipocondrii și imaginează mai mult decât au. Și imaginează până când chiar fac real. La un moment dat vorbeam tot așa cu o clientă și mi-a spus că s-a dus atât de mult la medici și i-a convins până la urmă încât unul dintre ei chiar a dat diagnosticul pe care i-l dorea. Adică atât de mult a insistat să aibă boala respectivă și cu simptomele respective și până la urmă tot i-a ajuns la concluzia că tot ea își poate regla ceea ce și-a lăsat. Deci ajunsese să păcălească, practic, medicul. Ajunsese să păcălească. Nu cred că l-aia dat diagnosticul să scape de ea. Da, da, dar ajungând să aibă tot timpul acele dureri, acele simptome, pur și simplu și-a declanșat în interiorul organismului boala respectivă. Deci noi avem potențialul de a fi sănătoși și avem potențialul și de a fi într-o stare de boală. Însă ce-ar fi să alegem? Să fim în starea de sănătate. Pentru că dacă ai o ușoară durere de cap, poate-ți spune că trebuie să bei apă.
poate spune că trebuie să te îngrijești de tine. Și nu neapărat că este simptom de la cine știe ce diagnostic ar veni cuiva în minte. Și medicul este foarte benefic. Mie mi-este foarte drag de medici și de fiecare dată eu recomand să meargă și la medici, să-și facă teste. Chiar și eu fac un mic test. Eu nu fac partea aceasta de medicină. Am plecat într-adevăr din medicină. Am învățat fizioterapie și recuperare medicală, dar după aceea am trecut în partea aceasta de sănătate, frumusețe și de prevenție. Și fac un mic diagnostic, este un soft care diagnostichează și vede în interiorul organismului mineralele, vede sistemul digestiv, vede ficatul, toxinele din interiorul organismului și după aceea fiecare persoană începe și are diverse obiceiuri sănătoase pe care le spun, pe care le învăț și după o lună, două, iar facem o testare. Și la fel, dacă merge la medic, este foarte bine de să facă un test dacă ceva este în neregulă și apoi după ce începe să se îngrijească, face anumite obiceiuri sănătoase, să facă iar un test încât să vadă diferența. De exemplu, și eu la un moment dat m-am copleșit cu oboseală, cu a face una, cu a face alta și mi-am făcut singură testul și am văzut că, într-adevăr, ficatul meu era mai obosit și am început să-mi iau tratament de detoxifiere și foarte frumos, după două luni, după ce mi-am ținut curat de detoxifiere și mi-am curățat organismul. Ulei, urin, da, tot uleiuri. Este un ulei, este un amestec, se numește Zendocrin. Este un blend special care are... Este o doamnă sau un domn care un nume care se poate potrivi și la... se potrivește și la femei și la bărbați, întreabă pentru dependența de cumpărături. Da, pentru dependența de cumpărături, măcar să le facă pe cele benefice. Ce ar fi să se uite, ok, care mi este într-adevăr benefică? Pentru că sub dependența de cumpărături există o nevoie. Există nevoia de a arăta bine, există nevoia de satisfacție și nu neapărat face rău să faci cumpărături. Doar să te gândești în momentul în care cumperi. Dacă cumpăr un pix, ok, este mie benefic sau este celuilalt benefic? Și atunci, îl folosești, am nevoie da, de el? Da, îl folosesc, am nevoie de el sau pur și simplu doar îl cumpăr ca să-l cumpăr, pentru că e bine să cumpărăm. Până la urmă, fiecare om trăiește făcându-și business-ul lui și făcând diverse produse și servicii. Da. Dar dacă de nu folosești... De multe te gândești, e plăcerea cumpăratului, efectiv. Da. Nu stai să te gândești dacă îmi folosește nu știu ce mulțumel pe care îl cumperi. Eu chiar am folosește. Aplicat. Deci la un moment dat mă gândeam și eu că mă relaxam, deci uneori când refulam mă duceam și făceam shopping și doar pur și simplu o observare. Ok, o să-l folosesc. Păi te relaxezi până nu mai ai bani. Să vezi cum singur. Da. Să te vizualizezi puțin și să zici ok, o să-l folosesc. Când mă văd îmbrăcată cu rochița aceasta? Când mă văd purtând ceasul pe care l-am luat, machiajul ăsta chiar da, îmi folosește. Nu ți s-a întâmplat să mergi să cumperi ceva cu care nu te-ai fi văzut vreodată îmbrăcat? Se întâmplă, însă după da, aceea... Ți-a plăcut obiectul, nu te-ai gândit cum o să stai ție cu el. E important să nu ai regrete, e important să-l iei în mână și să te uiți la el, să-i zici ok, îți mulțumesc că mi-ai dat bucuria de a face shopping. Așa. Și atunci, în momentul în care îi mulțumesc, să-l lași să meargă mai departe și să te gândești ok, pentru ce persoană ar fi benefic. Și uneori nu-ți vine imediat persoana în minte. De exemplu, eu la un moment dat, apropo de shopping... Pentru primul onomastică. Da, da, apropo de shopping în care cumperi ceva care zici că ți-ar putea fi benefic, am cumpărat un storcător de fructe și am cumpărat și un blender. Apoi, nefiind în rutina mea de a-mi face eu blenduri de diverse legume sau de a storce fructe, prefer să le iau gata făcute, acum din ce în ce sunt și mai accesibile și m-am uitat la el și am zis, ok, îți mulțumesc că ai apărut în viața mea, dar e timpul să te găsească un stăpân. Și a doua zi a venit o prietenă în vizită la mine și ea spune, ce păcat că nu mai am blender, ce păcat că îmi făceam și zic, vrei, te rog frumos să-l iei, zic, uite, și zice, tu nu-l folosești, zic, nu, că la mine nu e rutina zilnică, mie nu-mi este ușor să-l folosesc și atunci, cu siguranță, ție ți-ar folosi mult mai mult. Și pentru ea a fost extraordinar de bine. Deci poți face bine celorlalți dacă tot ai făcut shopping-ul. Și poate, într-adevăr, să rămână terapie. Dar ce-ar fi să faci ai un shopping... Ai rămas fără obiect, dar ai un prieten. Da, ce-ar fi să faci un shopping de evenimente în care te întâlnești cu oameni? Adică, dacă tot intri și faci shopping, să descoperi, ok, ce evenimente, ce oameni aș putea
putea întâlni, astfel încât să-mi bucure inima, să mă încarce de energie. Știi ce, te rog frumos, să ne vorbești un pic despre toxinele energetice. Ce sunt? Da, toxinele energetice sunt în primul rând gândurile noastre. Gândurile noastre cărora le permitem să meargă prin mintea noastră și le circulă la pachet cu noi. Și la fel și celelalte persoane care spunem noi că ne fac atacuri energetice, uneori le fac fie că își dau seama că au anumite gânduri care nu sunt de vibrație înaltă și uneori nu își dau seama. Adică uneori atâta poate să gândească cu aoleu ce rea e persoana cealaltă, cu aoleu ce nu mai pot să suport să stau în locul acesta. Și toxinele acestea energetice ne fac nouă rău pentru că noi avem o aură, așa, ca o cupolă, ca o bulă de lumină cu care eu mă plimb și prin care fac și terapiile de fiecare dată. Și bula noastră de lumină, aura aceasta care ne protejează, se sparge, se fisurează ori de câte ori noi permitem să lăsăm gândurile noastre duse la extrem, adică cu ar putea să-mi facă rău, aș putea să-mi pierd jobul, ar putea să mă părăsească persoana de lângă mine. Și poți să le lași pur și simplu să fie ok. Și dacă mă părăsește, ce? Atunci înseamnă că e loc pentru cineva mai bun, da? Da, lași gândul, dar nu-l lași să se termine cu finalul negativ. Adică întotdeauna îi pui un final ok, cu happy end. Să te gândești că vrei să fie un final fericit și tu ești regizorul propriei tale vieți. Ce ar fi să faci și comedii, ce ar fi să faci și filme în care să se termine cu supereroi și vine cineva și te salvează, decât să le pui tot pe cele tragice. Da. Da. Vorbim iară de ritualul acela de sfârșit de an. Da, ritualul acela de sfârșit de an este iar foarte benefic, fiindcă fiecare persoană este benefic să-și aleagă o virtute pe care să o măestrească întreg anul. De exemplu, eu anul trecut mi-am ales virtutea efort cu bucurie. Sunt câteva din care le dau să aleagă. Sunt câteva, de ce? Pentru că din scrieri străvechi, cele câteva, dacă te concentrezi pe ele, într-adevăr ajungi la performanțe din ce în ce mai mari. Și anul trecut a fost efort cu bucurie. Și spuneți că am un zâmbet așa care îmi rămâne pe față. Nu întotdeauna am avut zâmbetul acesta. De exemplu, pentru mine a fost provocator să-mi fac materialele de curs, să îmi pun agenda de lucru. Și m-am gândit, ok, bun, dacă focusul meu este efort cu bucurie, hai să mă bucur că îmi fac materialele de curs. Nu era ușor, că era prima m-a dat așa, ce bucurie, că nu era chiar așa o mare bucurie. În schimb, dacă am fost ajutată și am văzut bucuria în ochii celorlalte persoane, că ei se bucură să printeze materialele și că eu mă bucur că alte persoane au un business din a printa materialele, că altcineva se bucură să-mi facă agenda de evenimente și atunci eu pot să dau un business acelei persoane care îmi organizează agenda de evenimente. Dar totul este să înveți să ceri și să înveți să te bucuri atunci când tu faci ce ai de făcut și când celălalt se bucură de ce are el de făcut. Anul acesta mi-am dat ca și virtute focusul. Bineînțeles că e provocator, încă mă gândesc dacă îl mai repet și la anul, pentru că focusul ține de a te gândi, ok, ce vreau să realizez? Într-adevăr, sunt atent acum la ce vreau să realizez. Pentru a ajunge la emisiune în seara aceasta a trebuit focus, nu? Să mă gândesc, ok, accept să fac o ședință înainte de emisiune sau nu accept? M-am gândit așa la limită, ok, se poate, era o urgență acolo și am realizat și să vin la emisiune și am putut și să fac ședința. Dar întotdeauna focusul să fie să te ții de cuvânt, să te poți baza tu pe cuvântul tău și să se poată baza și ceilalți pe cuvântul tău. Pentru că doar în felul acesta facem bine și pentru noi și pentru ceilalți. Pentru ce vin la tine cei mai mulți la cursuri, la workshop-uri? Ce vor să schimbe? Da, vin în primul rând pentru partea aceasta de a fi copleșit de emoții, de a fi cumva răscolit și de a găsi o soluție. Vin copleșiți de emoții? Da, vin copleșiți uneori, exact. Adică, ok, nu mai pot, sunt stresat, trebuie să ies undeva și vin la un eveniment de seară. Sau sunt stresat de mai mult timp și câteodată își dau voie să vină la un curs care ține mai mult de o seară. Și în primul rând când vin, descoperă că au o atmosferă plăcută, deci oricum și locul în care țin workshop-urile și cursurile este central, este în zona Universitate Sala Palatului. Este adică ușor de Târgului. Da, în Buricul Târgului. Este ușor de ajuns și lucrez în grupe mici, astfel încât oamenii pot să socializeze. Am acolo o măsuță pe care punem diverse lucruri de ronțăit, în care avem ceai, în care avem cafea și toată lumea se simte fără bine. Fără băuturi alcoolice. Fără băuturi alcoolice. Nu, niciodată cu băuturi alcoolice. Da. Să se relaxeze. Da, să se relaxeze.
funcționeze. Și în felul acesta, deci câteodată vin din mediul de business și spun ok, nu mai știam ce să fac, am plecat de la birou, pur și simplu... Consumă atât de mult multinaționalele? Nu știu cât de mult consumă, cât de mult oamenii se simt ei singuri acolo prinși într-o capcană. E bine să fii acolo la un job pentru că ai ales, însă în același timp să-ți aduci aminte, ok, eu de mine, cum m-am ocupat? Ce am făcut astăzi pentru mine? Să-ți începi ziua cu, de exemplu, cu o meditație de manifestare. Am acum, vă spuneam de domnișoara care mi este foarte dragă, a început să asculte mantra banilor, era foarte stresată că s-ar putea să-și piardă jobul. Și câteodată, dintr-un stres din acesta mare, te-a pus să faci obiceiuri foarte bune. Și acum ascultă mantra banilor foarte... perseverent în fiecare dimineață. Chiar îmi spune câteodată, am ascultat mantra banilor și am plecat la muncă. Sunt, ceva. Da, sunt super mai, bine. Mai mult decât și, salariu? Da, da. Adică încep oamenii să o întrebe, bun, dar tu ce faci? Dar putem să venim și noi la tine? Putem să apelăm și noi la tine la terapiile acestea? Pentru că oamenii, la început când vin la mine, nu-și propun să fie și terapeuții celorlalți. Însă vă spuneam și cu doamna care a avut fricile și acum mi este foarte drag că are propriul ei site și ajută alte persoane. În momentul în care am avut mai multe ședințe pe care le-am lucrat, a fost la câteva cursuri, am simțit că este pregătită să ajute alți oameni. Și a spus, nu, nu, eu încă nu sunt pregătită. Și am zis, ok, bun. Însă universul are felul lui de a te ajuta. La un moment dat a fost cu fetița să o ajute cu o anumită problemă medicală și era un alt copilaș lângă care avea diverse provocări emoționale. Și a început să stea de vorbă cu ceea ce a învățat la cursuri, cu ceea ce a învățat în ședințe și să ajute acel copilaș. Și apoi să continue cu discuții în care l-au ajutat pe copilaș, apoi să întrebe altcineva, mă, dar ce-i cu tine, că tu ești mai bine așa echilibrată, facem și noi ceva ce ai făcut tu acolo? Și treptat, treptat a început să aibă clienți. Și eu încurajez toți oamenii care vin la mine, fiindcă fiecare om are proprii lui oameni pe care să-i ajute. Eu nu-mi doresc să fiu eu cea care să-i ajute pe toți. În primul rând, vreau și eu timp liber pentru mine. Și vreau ca fiecare om să fie așa de luminos și așa de radios, încât după ce învață tehnicile pe care le aplică pentru el, să le dea mai departe și celorlalți oameni. Fie că aplică, fiind un terapeut care alege să facă asta ca și job, fie că din când în când îl întreabă prietenii, ok, bun, pot să-mi faci și mie o astfel de terapie? Cum aș putea face? Pentru că omul acela rezona cu acea persoană și doar acea persoană poate să-i răspundă și să-i dea o soluție. Te rog să mai spui o dată telespectatorilor unde te găsesc. Da, telespectatorii mă găsesc pe pagina de Facebook Magia Bucuriei cu Laura Popescu, mă găsesc pe site pe magiabucuriei.ro, pe Instagram, pe LinkedIn și chiar vă rog, apropo de cadouri de Crăciun, să apelați și să spuneți vreau magie și bucurie în viața mea și să primiți mantra abundenței și dacă îndrăzniți să cereți, ca și cu Colindu, așa, puteți să primiți și mai am o meditație de vindecare și reechilibrare și puteți să cereți vreau și meditația de vindecare și reechilibrare, totul este să cereți. Deci important este în momentul în care vrem bine să cerem acel bine și nu doar să cerem, pentru că am o prietenă care mi este foarte dragă, a fost acum la un curs de curând și vă ziceam de domnișoara care aplică mantra abundenței în viața ei și zice, wow, ce bine mă simt, mi-am ascultat o dimineață la care prietena spune, și eu? Eu de ce nu ascult? Păi zic, nu știu, că mi-ai cerut-o. Zic, dar nu ai ascultat-o. Deci în momentul în care cereți ceva și aplicați în viața de zi cu zi. La început, chiar dacă nu credeți, pentru că și credința vine pas cu pas, pe măsură ce aplici și ce perseverezi. Și un sportiv de performanță, pentru că la un moment dat mă gândeam cu bucurie și gândurile devin din ce în ce mai puternice. Anul acesta mă gândeam cu bucurie la o sportivă olimpică care a ajuns să ia medalie de aur și am lucrat ședințe Theta Healing și după ce m-am gândit la ea, chiar mi-a scris un mesaj, ce mai faci, cum mai ești și m-am bucurat foarte mult pentru că în momentul în care am lucrat cu ea ședințele ca să obțină performanța, să ajungă unde își dorea la concurs, bineînțeles că apăreau diverse piedici, bineînțeles că apăreau diverse lucruri care puteau să oprească performanța. Dar doar perseverând, doar dând tot ceea ce poți mai bun, poți ajunge la performanță.
Nimeni nu se naște așa performant peste noapte, nimeni nu are dintr-o dată tot ceea ce se gândește să aibă. Și poate nici nu este benefic să ai așa imediat. Adică dacă am avea dintr-o dată prea multe... Nu ne-am bucurat de ele. Da, poate nu ne-am bucurat și poate nici nu am mai învățat să când perseverăm. Când primești lucruri fără niciun efort, chiar nu te bucuri de ele. Da. Și le obținem în momentul în care suntem darnici cu cei din jur. Vă ziceam că mi-este o foarte... O ultimă întrebare. Da. Ce cerem la 12 noaptea de anul nou? Da, la 12 noaptea este o energie foarte mare pentru cine nu doarme. Așa. Dar și dacă dormim de nimic, recuperăm a doua zi, pentru că atunci toată lumea se bucură și este un entuziasm foarte mare. Cerem să avem puterea să schimbăm ceea ce putem schimba și puterea de a accepta ceea ce nu putem schimba și, într-adevăr, să fim focusați și determinați să ne ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. Da. Îți mulțumesc din suflet, a fost un maraton. Așa, ca întotdeauna, da. Mulțumesc tare mult, îți doresc sărbători fericite. Mulțumesc, asemenea, și să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine.